Moșul roată și unirea, de Ion Creangă. În fiecare an, pe 24 ianuarie, sărbătorim Mica Unire, moment în care ne aducem aminte de cei care au făcut posibil acest eveniment. Personajul Moșul roată este asociat cu unirea principatelor, domnitorul Alexandru Ioan Cuza și scriitorul Ion Creangă. Personajul deja celebru a existat în realitate, dar nu sub acest aspect cum îl descrie Ion Creangă. Țăranul Ion Roată a fost ales deputat în divanul ad hoc al Moldovei la vârsta de 50 de ani. Să auzim povestea. La 1857, pe când se fierbea unirea în Iași, boierii moldoveni liberali, ca Alde Costache Hurmuzachi, Mihail Cogălnicianu și alții, au găsit cu cale să cheme la adunare și câțiva țărani fruntași, câte unul din fiecare județ, spre a lua și ei parte la facerea acestui măreț și nobil act național. Cum au ajuns țărani în Iași, boierii au pus mână de la mână, de i-au ferchezuit frumos și i-au îmbrăcat la fel, cu cheburi albe și cu șmenouă, de se mirau țăranii ce berechet i-a găsit. Apoi se zice că i-ar fi dat pe seama unuia dintre boieri să le ție cuvânt, ca să-i facă să înțelege scopul chemării lor la Iași. Oameni buni, știți pentru ce sunteți chemați aici între noi? Zise boierul cu blândețe. Vom ști cu coane dacă ni zice, răspunse cu sfială un țăran mai bătrân, scărpinându-se în cap. Apoi, ia ca ce oameni buni! De sute de ani, două țări surori creștine și megieșe, Moldova noastră și Valahia, sau Țara Muntenească, de care poate ați fi auzit vorbindu-se, se sfâșie și se mănâncă între dânsele spre cumplita urgie și pieire a neamului românesc. Țări surori și creștine, am zis, oameni buni, căci precum ne închinăm noi moldovenii, așa se închină și frații noștri din Valahia. Statura, vorba, hrana, îmbrăcămintea și toate obiceiurile câte le avem noi, le-au întocmai și frații noștri munteni. Țări megie și am zis, oameni buni, căci numai pârâiașul Milcov, ce trece pe la Focșan, le desparte, să-l secăm dintr-o sorbire și să facem sfânta unire, adică înfrățirea dorită de strămoșii noștri, pe care ei n-au putut să o facă în împrejurările grele de pe atunci. Ia ca oameni buni, ce treabă creștinească și frumoasă avem de făcut! Numai Dumnezeu să ne ajute! Înțeles, ați vă rog, oameni buni, pentru ce v-am chemat? Și dacă aveți ceva de zis, nu vă sfiiți! Spuneți verde moldovenește, ca niște frați ce suntem, că de aceea ne-am adunat aici, ca să ne luminăm unii pe alții și Dumnezeu să ne lumineze pe toți, cum a ști El mai bine. Înțelegem, cu coane, așa a fi, răspunseră câțiva țărani mai rușinoși, că, da, nu-ți știi dumneavoastră ce-i pe lume? Noi țărănimea de la coarnele plugului avem să știm ce-i bine și ce-i rău? Ba eu, drept să vă spun cu coane, n-am înțeles. Ci că zise cu îndrăzneală unul dintre țărani, anume Ion Roată. Și apoi, chiar dacă ne-am pricepe și noi la câte ceva, cine se mai uită în gura noastră? Vorba aceea cu coane. Țăranul când merge, tropăiește și când vorbește, hodorogește. Să ierte, cinstită față dumneavoastră. Eu socot că treaba asta se putea face și fără de noi, că dă. Noi știm a învârti sapa, coasa și secera, dar dumneavoastră învârtiți condeiul și când vreți știți a face din alb negru și din negru alb. Dumnezeu v-a dăruit cu minte ca să ne povățuie și pe noi prostimea. Ba nu, oameni buni! S-a trecut vremea aceea, pe când numai boierii făceau totul în țara aceasta și o întorceau după plac. Astăzi,
Toți, de la vlădică până la opincă, trebuie să luăm parte la nevoile și la fericirea țării. Muncă și câștig, datorii și drepturi, pentru toți deopotrivă. Le spuse boierul apoi despre originea românilor, cum și de cine au fost ei aduși pe aceste locuri, despre suferințele lor și cum au ajuns a fi dezbinați și împrăștiați prin alte țări. Le dă el pilde, câte și mai multe, cu smocul de nuiele, cu taurii învrăjbiți și, în sfârșit, se silește bietul creștin din răsputeri a-i face să înțeleagă care sunt roadele binefăcătoare ale unirii, aducându-le aminte că tot pentru unirea tuturor se roagă și Sfânta Biserică în zilele noastre mai bine de 1850 de ani. Ei, oameni buni, cred că acum ați priceput. Priceput cu coane cât se poate de bine, răspunseră mai toți. Dumnezeu să vă ajute la cele bune. Ba, eu tot nu cu coane, răspunse moșul Ion Roată. Dumnezeu să mă ierte, moșoane, dar dumneata, cum văd, ești cam greu de cap. Ia haidem în grădină să vă fac a înțelege și mai bine. Moșoane, vezi colo în ogradă la mine bolovanul cel mare? Îl vedem cu coane. Ia fă bine și adă la aici lângă mine, zise boierul, care ședea acum pe un jilț în mijlocul țăranilor. Să avem iertare cu coane, n-om putea, că doar acolo-i greutate, nu șagă. Ia încearcă și vezi, moșion roată. Moșion roată se duce și vrea să ridice bolovanul, dar nu poate. Ia du-te și dumneata, moș Vasile, și dumneata, bade Ilie, și dumneata, bade Pandelachi. În sfârșit, se duc ei vreo 3-4 țărani, urnesc bolovanul din loc, îl ridică pe umere și-l aduc lângă boier. Ei, oameni buni, vedeți? S-a dus moșion și n-a putut face treaba singur. Dar când v-ați dus câțiva într-ajutor, treaba s-a făcut cu ușurință. Greutatea n-a mai fost aceeași. Povestea cântecului. Unde-i unul, nu-i putere la nevoi și la durere. Unde-s mulți, puterea crește și dușmanul nu sporește. Așa și cu unirea, oameni buni. Credeți dumneavoastră că de ajutat Dumnezeu a se uni Moldova cu Valahia avem să fim numai atâția? Frații noștri din Transilvania, Bucovina, Basarabia și cei de peste Dunăre, din Macedonia și de prin alte părți ale lumii, numai să ne vadă că trăim bine și ei se vor bucura și ne vor iubi de n-or mai îndrăzni dușmanii în vecii vecilor a se lega de români. Da, pui frații noștri de sânge, franțuzii, italienii, spaniolii și portughezii, ce aștept? La orice întâmplare, Doamne ferește, stau gata să-și verse sângele pentru noi. Unirea face puterea, oameni buni. Ei, acum cred că ați înțeles și răst înțeles. Baie unul, să iertați dumneavoastră cu coane, încă tot n-am înțeles. Răspunde moșion roată. Cum se face asta, moșoane? Mai bine ce v-am tălmăcit și un copil putea să înțeleagă. Mai așa, cu coane, răspunseră ceilalți. Moșoane, zise acum boierul, cam tulburat de multă osteneală, ia spune dumneata, în legea dumitale, cum ai înțeles, cum n-ai înțeles, de când se face atâta vorbă, să auzim și noi. Dă cu coane, să nu vă fie cu supărare, dar de la vorbă până la faptă este mare deosebire. Dumneavoastră, ca fiecare boier, numai ne-ați poruncit să aducem bolovanul, dar n-ați pus umărul împreună cu noi la adus. Cum ne spuneați dinioară
că de acum toți au să ieie parte la sarcini, de la vlădică până la opincă. Bine ar fi dacă ar fi așa cu coane, că la războiul înapoi și la pomană năvală, parcă nu prea vine la socoteală. Iar de la bolovanul dumneavoastră am înțeles așa, că până acum noi, țăranii, am dus fiecare câte o piatră mai mare sau mai mică pe umeri. Însă acum suntem chemați a purta împreună tot noi opinca, o stâncă pe umerele noastre. Să dea domnul cu coane să fie altfel, că mie unuia nu mi-a părea rău. La aceste vorbe, țăranii ceilalți au început a strânge din numere, a se uita lung unul la altul și a zise: ia, poate că și roata al nostru să aibă dreptate. Iar boierul, luându-i înainte cu glume, a înghițit călușca și a tăcut molcum. Lectură plăcută.